La centrul eparhial din Caransebeș s-a desfășurat ieri ședința de constituire a noii adunări eparhiale a Episcopiei Caransebeșului pentru perioada 2022-2026. Întâlnirea a fost prezidată de preasfințitul părinte episcop Lucian. Ședința de constituire a noii adunări eparhiale a Episcopiei Caransebeșului a început cu oficierea unui tedeum. La slujbă au participat preasfințitul părinte episcop Lucian, consilierii și inspectorii eparhiali, părinții protopopi, precum și membrii aleși ai acestui for bisericesc clerici și mireni Ședința a început în sala de festivități Mitropolit Nicolae Corneanu cu un cuvânt de învățătură rostit de părintele episcop Lucian. Ierarhul a desemnat apoi trei secretari, un preot și doi mireni. În continuare, a fost făcut apelul nominal al membrilor aleși conform circumscripțiilor electorale din care fac parte, iar comisiile provizorii de validare au constatat că toți membrii aleși ai adunării eparhiale, în cele 10 circumscripții electorale bisericești, îndeplinesc condițiile statutare pentru a face parte din acest for deliberativ eparhial. Ne-am gândit să-i propunem pentru adunarea eparhială pe acei preoți care s-au afirmat în ultima perioadă, cei care au construit biserici sau au amenajat spații sociale, cei care au renovat și restaurat bisericile istorice, și de asemenea ne-am gândit să-i desemnăm în adunarea noastră eparhială pe cei care s-au implicat, mă refer la mireni, în viața culturală, economică și socială a eparhiei noastre, în parohiile din care fac dâns și parte. Astfel avem în adunarea eparhială membrii noi, mă refer la Mireni, din toate domeniile de activitate. Avem profesori, avem juriști, avem medici, lucrători în administrația publică și așa mai departe. Avem oameni de încredere, oameni cu care sperăm ca în acești patru ani să putem conlucra, coopera și împreună cu dânsii să facem lucruri importante pentru parohiile noastre, cele 210 parohii, și pentru toți credincioșii care viețuiesc și se roagă în acest spațiu binecuvântat de Dumnezeu al Banatului Montan. 10 clerici și 20 de mireni au fost repartizați pe comisiile permanente Comisia Bisericească, Comisia Culturală, Comisia Economică-Socială și Comisia de Organizare și Validare. Membrii adunării eparhiale au aprobat și componența Consiliului Eparhial și au fost desemnați delegații, un cleric și doi mireni ca reprezentanți a Episcopiei Caransebeșului în adunarea bisericească națională. Membrii forului deliberativ au aprobat și componența consistoriului eparhial, precum și reprezentanții Episcopiei Caransebeșului ce vor fi delegați pentru consistoriul mitropolitan al Mitropoliei Banatului. Mulțumesc uh, mirenilor din Colegiul Caransebeș pentru alegerea mea, de asemenea mulțumesc uh, pentru propunere. Mă simt onorat și sper să fiu un real sprijin pentru părintele nostru, preasfințitul episcop Lucian, episcopul Caransebeșului. Această legere pentru mine înseamnă o deosebită onoare, în primul rând, și de asemenea o obligație de a fi strâns uniți în jurul episcopului nostru, iar ca și proiecte, principalul meu proiect este să un sprijin real dânsului. Am venit astăzi din capitala administrativă a județului Caraș-Severin, în capitala culturală, respectiv în centru eparhial, Caransebeș, pentru a participa la ședința de constituire a adunării eparhiale, fiind ales în Colegiul Electoral Sud, motiv pentru care vreau să mulțumesc public credincioșilor și preoților din acest cerc pentru alegerea pe care au făcut-o și pentru că m-au investit cu o funcție importantă la nivelul Bisericii Ortodoxe Române. Am fost ales în Comisia Culturală și, cunoscând problemele de la nivelul episcopiei din acest domeniu, sperăm să fim de real ajutor părintelui episcop, dar și Consiliului Cultural și celorlalți colegi cu care am fost azi împreună. Fiind anul omagial al rugăciunii, preasfințitul Părinte Lucian le-a dăruit tuturor membrilor adunării eparhiale o carte de rugăciuni și noul testament cu psalmi. La final, toți au vizitat colecția muzeală Episcop Elie Miron Cristea a eparhiei.